Potrivit Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului, aprobată de guvern în decembrie 2014 și publicată joi în Monitorul Oficial, dacă la începutul anilor 90 în România erau peste 6,6 milioane de copii, în prezent sunt mai puțin de 3,7 milioane de copii, mai exact 3.653.000. În același interval a avut loc, pe fondul creșterii speranței de viață, o schimbare a structurii demografice, astfel că, dacă în anii 90 raportul era de aproximativ un copil la ceva mai mult de 2 adulți, acum este de aproximativ un copil la 4 adulți. Strategia face referire și la raportul dintre populațiile de copii din mediile rural și urban, semnalând o fluctuație semnificativă a structurii acesteia. Astfel, dacă prima jumătate a anilor 90 este caracterizată de scăderea populației de copii din mediul rural, cu aproximativ 5%, de la jumătatea anilor 90 până în 2012, tendința s-a inversat, numărul copiilor din rural devenind mai ridicat decât în urban. Ponderea copiilor în populație a scăzut de la un nivel aproape egal în 1990, de aproximativ 28-29% în ambele medii de rezidență, la 16,5% în urban și 20,2% în rural. În 2013 se arată în această strategie. Aceste statistici îngrijorătoare vin în contextul global al îmbătrânirii populației, lucru care, în opinia multor analiști, va duce pe viitor la prăbușirea sistemului de pensii, dacă acesta nu va fi reformat. Populația lumii îmbătrânește într-un ritm fără precedent în istorie, conform rezultatelor unui raport al agenției Moody's, care arată că 13 țări vor ajunge să aibă 20% din cetățeni trecuți de 65 de ani până în 2020. Mai mult, în 2030, atunci când bebelușii de astăzi vor ajunge la 16 ani, populațiile din 34 de țări vor avea în componență 20% din pensionari, arată CNN Money. Astfel, acest precedent a fost deja atins chiar în clipa de față în Germania, Italia și Japonia. Numărul total al pensionarilor era la finele lunii aprilie 2014 de 5.194.900 de persoane, în timp ce efectivul salariaților totaliza 4.423.200 de persoane, înregistrându-se astfel circa 1,174 pensionari la un salariat, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.